Evenimentul a debutat cu o expoziție de pictură sub genericul Semnele Timpului, semnată de Constantin Severin, și a continuat cu o alocuțiune a istoricului Pavel Blaj. V-am obișnuit ca în fiecare an, de ziua Unirii Mici, să vă prezentăm un eveniment frumos. Voi da cuvântul în continuare domnului manager Viorel Barbaroi să vă rostească un cuvânt de bun venit. Bună ziua! Bun venit la prima manifestare, zic eu, de amploare a Centrului Cultural Bucovina, care se desfășoară în acest spațiu. Sperăm că de curând să vă invităm la o manifestare și mai mare la următorul spațiu, care va fi Centrul Cultural Bucovina. În calendarul Centrului Cultural, cam fiecare an, este, adică mai multe manifestări sunt cuprinse cu ocazia zilei de 24 ianuarie. Aștept să prindem anul 2018, când să sărbătorim, ca seara am văzut o emisiune la un post de televiziune, adevărata unire. Unirea tuturor românilor în spațiu care se cuprindă toți românii. Suntem bucuroși să ne revedem vechi prieteni astăzi de în preambulul sărbătorii Unirii. Am luat-o mai din timp, că noi ne trezim mai dimineață, cei din nordul țării. Vreau să mulțumim partenerilor media, vreau să vă prezint colegii mei care s-au ocupat de acest eveniment, consultant artistic Oana Sârbu, domnul referent Danuț Lungu, domnul Ghiță Senciuc, colega Gabriela Teișanu, dau cuvântul consultantului artistic, fostului director al Centrului pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, domnul Pavel Blaj, nu înainte de a-o aminti pe colega noastră Eutasia Rusu și de a mulțumi primăriei care, prin Centru pentru Susținerea Tradițiilor Bucovinene, ne asigură un spațiu cultural pentru desfășurarea proiectelor noastre. Domnule Pavel Blaj, trebuie să împlinesc 100 și mai mult de jumătate, 157, Unirea 157, de când la 24 ianuarie colonelul Alexandru Ancuza este ales la București domn al țării românești, după ce pe 5 ianuarie fusese ales domn al Moldovei. Sigur că Unirea n-a constat în asta. Unirea, zice cu Gălinceanu, națiunea a făcut-o. Cine a fost națiunea? A fost și Cuza, care era dintr-o veche familie boierească, care se trecea și din Ieremia, din Movilești, din Simeon Movilă, prin femei, dar și din Miron Costin. De fapt, începe că afară e frig, de aici o atmosferă foarte caldă. Sunt oameni deosebiți, sunt oameni de artă, de cultură, mă simt foarte bine. Am foarte mulți cunoscuți aici, în această sală, și o parte m-am și regăsit o parte de-o. Mă bucur să fiu acum, cu două zile înainte de Ziua Unirii, la acest eveniment. Vă mulțumesc tuturor pentru faptul că ați dat viața acestui eveniment aici la Centrul Cultural, cu oameni deosebiți. Mă bucur să-l văd pe colegul meu de clasă, Tibi Kosovan, fiindcă știu că a avut probleme, și mă bucur să-l văd în spațiu public din nou. Chiar mă întrebam ce face. Suntem în lumea artiștilor, a oamenilor de litere, de artă, de pictură. Îl felicit pe domnul profesor Blaj, și ca profesor și ca istoric. Din prevegerea dumnealui am reținut două lucruri, că de Cuza și de acea perioadă se leagă menținerea ortodoxismului în România, și nu în ultimul rând mi-a plăcut și finalul, în care a spus că pe zona integrității și a spațiului românesc ne e bine, dar trebuie să fim atenți. Acesta a fost mesajul pe care l-am receptat eu, și avem oameni care și-ar dori poate să fie în acest spațiu. E o problemă mai, să spunem, mai dificil de realizat, dar nu înseamnă că nu poate fi.